Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunilor de economie și de business. În această săptămână, avându-l ca invitat pe profesorul și istoricul Dorin Mihai, căruia îi spun bine ați revenit în studio. Bine v-am regăsit, domnule profesor. Și având în vedere tumultul societății pe care îl simțim din ce în ce mai asurzitor, v-aș provoca să deschidem un dialog pe temerile vulnerabilităților naționale. Putem vorbi de faptul că criza generată de greva din sistemul educațional, acum vedem greva din sistemul judiciar, reprezintă doar un semnal de alarmă sau vorbim deja de vulnerabilități pe care societatea ar trebui să și le rezolve? Vorbim de crize structurale, domnule profesor. Vulnerabilitățile vin din esența lucrurilor, nu din context. Noi suntem ușor tentați să contextualizăm și mai ales să externalizăm cauzele vulnerabilităților românești. Avem o nefericită tradiție în privința aceasta, pe care eu aș numi-o cu subiect și predicat ca o formă de soluție de refugiu și de fugă de responsabilitate, adică de fugă de dogoare adevărului. Despre cine vorbim? Despre elita societății? Adică vorbim despre felul în care elitele românești au gestionat problemele majore ale societății românești, au eludat chestiunile esențiale, s-au refugiat în soluții de moment care sunt fatalmente improvizate. Se spune despre noi că avem geniul improvizației, care nu răspund și nu răspund provocărilor și nu rezolvă problemele, ci le amână sine die la o dată la care ele devin deja irezolvabile și ne explodează în față. Și mai avem exemple din istoria recentă, ca să nu intrăm prea mult în străfundurile istoriei noastre, din istoria recentă care ne arată cu asupra de măsură că eludând adevărul, eludăm de fapt cauzele reale ale răului și îl lăsăm să zburde liber, nepedepsit, instituțiile care ar trebui să intervină ca factor de corecție, nu de coerciție, ci de corecție, firește, în societate, își abandonează misiunea și avem exemple clare. Abandonul clasei politice, nu? Refugierea clasei politice în soluții improvizate, în eterne aranjamente de culise, pe care ne le servesc drept un fel de vicii asumate, un fel de vicii fatale ale politicii. Știți, ideea asta că așa se face politica e de fapt un fel de a ne spune că numai așa se poate face politică. Ei bine, nu. Politica se poate face și în temeiul unor valori și principii. Auziți-ați dumneavoastră de mari crize politice în Norvegia? În Suedia? În țările nordice? În Danemarca? Auziți-ați de crize care să ajungă până la explozie în țări care au construit sisteme instituționale corecte, fundamentate etic și moral, instituțional? Nu. Pentru că acele țări au un respect față de normă și lege. Evident, respectul față de normă vine dintr-o cultură morală temeinică ce se convertește într-o cultură juridică și instituțională bine așezată. Și atunci noi mereu ne mirăm că de ce deraiază lucrurile la noi? Dar cine face corecția derapajelor morale? Cine trebuie să vină să... Aici e misiunea, trebuie să o spun că e o idee pe care noi am mai bătătorit-o în dezbaterile noastre și sper că a fost cu folos.
e în principal responsabilitatea elitelor, nu? De asta există elite, ca ele să se erigeze în modele pentru o societate și să gestioneze în așa fel, încât lucrurile să nu ajungă să nu mai poată fi rezolvate pe căi instituționale normale. Și atunci intervin exploziile, revoltele în lanț. Vedem acum, noi avem situații cronicizate de-a lungul anilor, nedreptăți flagrante care s-au făcut unor categorii de angajați ai statului, ca să ne referim la această categorie supradimensionată. Vreți să vorbiți de cele două greve, cea profesorilor și respectiva magistraților? Și cea care se anunță deja a magistraților. Amândouă sunt privite cu empatie de profesor, către popor? Nu. Cred că magistrații trebuie să se aștepte la o respingere totală a solicitărilor lor, pentru că ei au lucrat în așa fel încât au ajuns să fie percepuți în opinia publică drept o categorie privilegiată cu privilegii nemăsurate. Nu există și riscuri, mă gândesc la modelele istorice, poate dacă gândul ne fuge la Revoluția franceză, da. Știm că atunci primii cărora li s-au tăiat capetele au fost judecătorii și câțiva preoți. Spre aducerea minte. La Revoluția din România, da. Primii care au fost schimbați au fost magistrații vechiului regim. Domnule profesor, da și nu. La noi n-am mers până la... N-avem vocația soluțiilor radicale, avem, din păcate, vocația soluțiilor tergiversate și... Adică la noi doar i-am scos la pensii pentru a scăpa de ei? Într-un fel, da. Și nu numai pe ei. Și tot, ai, să-i spunem, sistemul instituțional intim atașat de ideologia vechiului regim. Erați în Parlament în 1997 când s-a făcut reforma lui Stoica? Da, sigur, eram în Parlament în 1997 și m-am opus vehement ideii de privilegiere a magistraților, care a venit într-o formă abruptă, nedreaptă, generatoare de probleme sociale, și i-am reproșat domnului Valeriu Stoica, pe atunci ministrul justiției, că ceea ce el vrea să facă cu oamenii din justiție este să creeze un sistem de privilegii. Nu, pretextul a fost autonomizarea corpului justiției, cumva și crearea unui fel de cordon sanitar între justiție și factorii generatori de corupție din societate. Noi știm că suntem bântuiți de aceste fantasme ale trecutului, din păcate. N-am reușit să ne apropiem de norma de dreptate decât pentru scurte perioade de timp, și atunci când am fost oameni hotărâți și reformatori autentici. I-am spus, domnule ministru, domnule, ce vreți să faceți? Vreți să faceți o clasă de privilegiați? Dumneavoastră veniți și între categoriile, între profesiunile intelectuale, nu? Din societatea românească, ați creat dintr-o dată un corp de privilegiați pe care nu o să-l mai puteți controla, pentru că el se va autonomiza și va pretinde ca toate privilegiile pe care le-a primit să se multiplice. Ele au ajuns aproape insuportabile pentru societate. Pare a fi un privilegiu regal. Așa încât, da, un fel de privilegiu regal, care este un fals privilegiu regal, pentru că privilegiul regal privește persoana regelui, care este deasupra intereselor categoriilor. E un privilegiu. Regalitatea pentru lui... Pentru că stă pe tronul dreptății. No, sigur că da. Regalitatea lui are o componentă simbolică importantă, dar are și o componentă pragmatică. Ea privește capacitatea de a fi echidistant în raport cu problemele din societate. Așa s-a ridicat regalitatea ca un factor de echilibru, și așa funcționează ea în societățile cele mai evoluate și mai bine structurate din punct de vedere instituțional în Europa. La noi am ajuns în unele momente aproape, hai să zicem, de acest deziderat. N-a funcționat până la capăt, trebuie să o spunem, niciodată, pentru că, din păcate, deși Carol I a venit cu ideea aceasta de a fi
un rex după model nordic, după model occidental, a trebuit și el să constate mai devreme sau mai târziu că realitatea noastră balcanică îi impune o schimbare de conduită și el însuși a trebuit să intre într-un proces de negociere cu leadership-ul românesc din epoca respectivă. Și ca să închei povestea aceasta cu domnul Valeriu Stoica, i-am reproșat, mi-amintesc că am fost foarte categoric și i-am spus că deschide o adevărată cutie a Pandorei, ceea ce se vede. Dacă magistrații speră în empatie în greva lor astăzi, care vine așa, cum să vă spun, pare rău că trebuie să fac această constatare, dar nu pot eluda, vine așa pe fundalul, ca un fel de coda a îndreptățitei greve a personalului didactic, care în raport cu cel din domeniul magistraturii e umil, adică are o situație realmente umilă și spune nu. Un corp care ar trebui să participe la reformarea societății spune nu. Vrem consolidarea privilegiilor și apoi, dacă mai rămâne ceva, mai participăm și noi la reformă. Reforma sistemului de pensii, pentru că asta e. Reforma sistemului de pensionare, nu? Să ai magistrați care, la vârsta maturității, când capacitatea de analiză, de judecată, este la apogeul ei, să se pensioneze și să intre în alte categorii privilegiate ale sistemului statului român, este o dovadă, este insuportabil, cred, pentru societatea românească. Nu ați numit o vulnerabilitate națională, este. Dar vă întreb, nu este de fapt o problemă de siguranță națională? Nu. Putem să numim vulnerabilitatea ca un fel de specie a insecurității naționale, pentru că putem folosi și acest termen. Este o chestiune de insecuritate națională. Noi suntem în vecinătatea unui conflict. Dar ce fac spiritele mărunte? Spun, da, bine, trebuie să fim atenți, să nu oferim străinătății prilejul să speculeze problemele societății românești pentru că ne pândește război. Este o răsturnare, de fapt, unei judecăți firește, a unei judecăți normale. Niciodată vulnerabilitățile mari nu vin din exterior. Vulnerabilitățile sunt structurale, sunt interne. România a știut de la început că pentru a se menține pe hartă, ea trebuie să fie un stat solid. N-am reușit decât pentru foarte scurte perioade de timp. Un stat care solid înseamnă un stat sănătos. Un stat care are instituții, care are oameni capabili să gestioneze responsabil problemele țării și să se raporteze și la situațiile externe. Nu Ucraina este cauza, nu războiul din Ucraina vulnerabilizează societatea românească, ci păcatele netratate ale societății românești, care ajung în situații conflictuale să ne explodeze în față. În această situație suntem ciclic. Noi parcurgem câte o perioadă de optimist, așa, ușor exacerbat și constatăm la un moment dat că avem un set de probleme amânate, cu soluții improvizate. Ce ne împiedică să facem reforma administrativă în România? Ce ne împiedică? Lașitatea clasei politice românești, care nu vrea să asume un gest responsabil major, reforma politico-administrativă a României. Și nu va face. Nu va face probabil decât atunci când ne explodează în față. Și atunci asistăm la ce? La surogate, la discursuri alternative de un penibil politicianism revoltător, da? Gen discursul președintelui Republicii, care ne oferă în fiecare zi câte o mascaradă de responsabilitate. Omul acesta e pătruns de importanța misiunii, dar joacă un teatru grotesc, împingând societatea românească în soluții în pseudo-soluții, adică în situații de criză. Ei contribuie direct la cronicizarea
problemelor societății românești. Și tot ansamblul de probleme în societatea românească pe care nu avem curajul să-l secționăm și să-l privim așa, dacă vreți, să facem o stratigrafie în societatea românească. Să vedem, domnule, stai puțin, unde suntem noi? Unde suntem? Că ne amăgim cu niște, cu niște cifre, da, de reușită economică, cu niște cifre de colaborare la comerțul internațional și dar fondul profund al problemelor nu avem curajul să-l rostim. Și aici suntem. Aici suntem după un adevărat ritual al amânărilor care ne va duce, nu suntem încă în situația cea mai critică, dar ne duce inevitabil către un deznodământ nefericit dacă nu avem curajul să privim adevărul în față. Și dar dacă îl privim în față, nu primiți etichetă de personaj antisistem? Da, categoric, dar noi știm asta. Dar știm că nu poți să fii simpatic atunci când trebuie să rezolvi probleme majore ale societății și nu poți să fii om politic care să te bați cu pumnul în piept despre virtuțile tale și despre cât de mărețe lucruri faci în țara aceasta și tu, de fapt, să ții un discurs de un politicianism grețos, i-aș spune. Bine, vorbim de gloria deșartă, care este un atribut al politicienilor, dar... E un atribut, domnule profesor, eu nu-i asimilez pe toți politicienii aici. Eu am exemple din istoria noastră. Eu când vorbesc despre politicieni, îmi scot pălăria în fața memoriei lui Iuliu Maniu, da? Care este un model de conduită responsabilă în cele mai complicate situații. N-am trecut noi, după 1989, prin situația prin care am trecut după 1944, nu? Când, fiind într-o tabără, am trecut în altă tabără și apoi am fost împinși la periferie prin jocul trădărilor. Și acest om a rămas vertebral până la capăt și urmașul lui Corneliu Coposu. Deci când vorbesc totuși despre politicieni adevărați, trebuie să numesc și pe cei care, a căror memorie îi frige, dacă vreți, pe cei de astăzi. De aceea nici nu-l agrează. Deci există o adevărată cabală împotriva memoriei lui Romanie sau lui Corneliu Coposu. Da, există o adevărată cabală care e jucată de indivizi tot mai mărunți care cred că joacă într-o ligă superioară, dar ei joacă în liga cea mai proastă, în liga sărmanilor care împing țara asta spre periferie din nefericire. Dar fenomenul ăsta de auto-emasculinizare, de tăierea rădăcinilor cu trecutul, nu-i face să nu mai aibă reperele și ancorele morale de care se lege? Nu interesează asta. E ultimul lucru la care se raportează, domnule profesor. Da. Ei au evacuat. Ei au evacuat din politică ideea de responsabilitate, ei au evacuat modelele și se cred eterni. Și a nu vedea că acest mod improvizat, submediocru, de a face politică, de azi pe mâine, complet eliptic de viziune, complet eliptic de viziune, este un fel de causa causorum în tot ansamblul factorilor de vulnerabilitate. Pentru că avem și vulnerabilități culturale importante și mi-aș face plăcere să fac referință la unele din acestea. Cele educaționale, nu? Cele morale, incontestabil, cele juridice la care am făcut referință și care îmi spun că nu poți să amâni la infinit soluțiile. Trebuie să apară și acei oameni de curaj. Eu nu spun personaje mesianice. Eu am o părere. Când,
când cădem în mistica aceasta a mesianismului, ratăm istoria. Întotdeauna mistica mesianică ne-a dus la ratarea istoriei, pentru că am supralicitat, de fapt, istoria, eludând adevărul ei. Și suntem ușor într-o situație asemănătoare. Capacitatea de a privi adevărul în față o au societățile care sunt structurate pe principii solide și pe valori autentice. Nu acele societăți care, croșetând, știu eu, în marginea istoriei, cred că ne împinge oarecum cursul evenimentelor și pe noi să supraviețuim. De ce să supraviețuim? Trebuie să viețuim. De aici, la bordura de est a Europei, e posibil asistăm și la instituirea respectului față de reguli și Domnule norme? Profesor, să vă dau exemplu. În estul Europei sunt și țările baltice. Da? Mai mici. Mai mici, sigur. O să spunem, da, cu pârghii mai... Pârghiile flexibile. Lor, da, sunt mai flexibile, dar capitalul lor esențial este cel uman, moral și instituțional. Asta este. Exemplul țărilor baltice ne spune că pe aceeași dimensiune geografică, da? pe aceeași longitudine, nu? Asta era ideea, de longitudine, se pot croi și societăți stabile. Finlanda este pe același meridian cu noi, nu? Da, și este o societate atât de bine edificată, încât ar trebui să ne sugereze patriotice invidii. De ce nu putem învăța de la societățile așezate și trebuie să acceptăm mereu oameni de o calitate îndoielnică? E revoltător, domnule profesor, de la structurile locale de putere. Aici, la Iași, e un dezastru. Ei, politicienii ăștia, sunt o vulnerabilitate pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Deci, dacă ar fi să evocăm proiectele pe care această pseudo-elită le-a pus în mișcare, o să vedem că ele sunt de clasă inferioară, ele sunt mărunte, ele sunt la nivel de jocuri de culise. Niciun mare proiect pentru dezvoltarea județului Iași sau municipiului Iași. E suficient să mergi într-un mijloc de transport și să vezi care e starea societății. Deci, cea mai mare, cred că am mai discutat odată, investiție în Iași după 1989, este betonarea Bahluiului pe 2 km. Asta ne spune în ce catastrofă administrativă locală suntem. Realmente într-o situație de catastrofă. Păi uitați-vă la orașele din din vestul țării, orașele care s-au mișcat, da? E o problemă de mentalitate, este adevărat. Privind comparativ, ajungem la această idee de mentalitate, pentru că mentalitățile responsabile aduc mai devreme sau mai târziu politicieni responsabili în fruntea instituțiilor. Oameni care știu să construiască a la lung. Domnule profesor Dorin Mihai, vă pot propune o scurtă pauză mediană, după care să reluăm, poate într-o formulă mai empatică, discuțiile vis-a-vis de vulnerabilitățile culturale, educaționale, juridice, morale și religioase pe care le parcurge societatea noastră. Publicitate. Am revenit în platoul emisiunilor Lecția de Economie, Lecțiile de Business, împreună cu profesorul universitar și istoricul Dorin Mihai. Domnule profesor, înainte de pauza mediană, ne întrebam dacă vulnerabilitățile acestea pe care le-ați descris nu ne conduc către o problemă de siguranță națională.
și a rămas să dezvoltați și să argumentați modul în care, din punct de vedere istoric, probleme similare au fost tratate sau au fost doar parcate și rostogolite către prezent? Domnule profesor, siguranța națională este privită uneori în niște cadre foarte înguste, nu? Referă cu referință la capacitatea noastră de mobilizare la un moment dat. Asta a fost cândva. Conceptul modern de siguranță națională a evoluat și el este un concept inclusiv. El include factori de la cel cultural, spiritual, educațional, până la cel economic, viziune geopolitică și așa mai departe. Deci, siguranța nu este o problemă de reacție militară la un moment dat și de apărare manomilitare, este o problemă mult mai complexă. Și este o problemă complexă nu pentru că vrem noi să fie. Ea vine din cursul istoriei, din cursul evenimentelor și arată clar că o societate care nu are un concept coerent despre siguranță națională este o societate expusă vitregiilor istoriei în permanență. Da? Și eu mă refer încă o dată la acest nefericit război din răsărit. Nu. El ar fi trebuit să trezească societatea românească. Nu e suficient să ai o reacție de empatie în raport cu Ucraina. Trebuie să vezi cauza răului. Și eu constat că această lipsă de educație și de respect pentru valori este cronică în societatea românească. Eu sunt alarmat de cât de mulți oameni în România empatizează cu Rusia și se găsesc în treabă și se găsesc îndreptățiți să spună că Rusia trebuie să se satisfacă totuși niște doleanțe, pentru că așa ar fi în logica lucrurilor. Ce ne spune asta? Ne spune că această educație a umilinței pe care noi am asimilat-o în lungi perioade istorice a devenit un fel de reflex necondiționat la situațiile schimbătoare ale istoriei. O adicție? Da, un fel de adicție. Și noi credem că soluțiile negociate sunt cele tranzacționate. Se confundă ușor negocierea pe bază serioasă, da, cu tranzacționarea undeva într-o zonă ocultă. Proverbul capul plecat sabia nu îl taie. De fapt, în mintea foarte multor oameni, noi nu avem o viziune istorică, ci un fel de mistică istorică. Mai mult un gen de pseudo-istorie combinată cu elemente mistice, cu elemente care vin din zona destinului și așa mai departe. E bine, asta este o vulnerabilitate, eu o privesc chiar ca o vulnerabilitate din partea braislei mele, a celor care lucrăm în domeniul istoriografiei. Nu pot să lași lucrurile să curgă într-un sens atât de confuz, în așa fel încât să nu faci din educația istorică un instrument autentic de cunoaștere și un temei pentru o reacție coerentă într-o anumită situație catastrofală a istoriei. Bun, nu poți să amesteci lucrurile la infinit în doze atât de perverse câteodată, în așa fel încât noi să acceptăm, cum se întâmplă adeseori, că da, ce, nu suntem, nu avem nicio valoare noi ca jucători, această autoflagelare a noastră într-un mod care de fapt privește identitatea noastră. Să reacționez la, și eu am văzut oameni din diverse instituții,
trebuie să o spun, adeseori chiar din partea unor oameni venind dinspre biserică, care spun, da, nu, un păcitorism este soluția noastră. După așa zisa vorbă înțeleaptă, capul plecat, sabia în altaie. Nu, invers. Capul plecat, sabia îl taie. Pentru că în poziția plecat, atunci se taie capul, nu în poziția verticală. Capul plecat, sabia îl taie. Și vedem asta. Vedem, cum să vă spun, când constat că noi nu mai putem înțelege pe Eminescu, pentru mine este un subiect dureros, dramatic. Pentru că incapacitatea noastră de a comunica cu valorile vertebrale, nu? Incapacitatea noastră de a înțelege marile valori ale națiunii, da? Ducerea cumva ușor în derizoriu a problemelor majore ale societății românești și a temelor vertebrale pe baza căror noi ne-am structurat ca națiune. Și ne-am structurat pe o idee coerentă despre trecut, o idee coerentă despre viitorul societății românești și mai puțin coerentă despre cum organizăm lucrurile în așa fel încât să așezăm aici, în zona vulnerabilă, în zona aceasta istmică în care noi suntem, nu? Cum așezăm o societate stabilă care să nu mai fie bântuită de fantasma catastrofei iminente. Cum ieșim din această psihoză, dacă vreți, la care contribuie factori mentali, factori istorici, răstălmăciți cel mai adesea, factori geopolitici, etc., etc. Cine ne toarnă cucuta în ureche? Domnule profesor, nu există maestri mai pricepuți în a face operațiunea asta decât noi înșine. Da, caracuda românească, evident. Că despre trădări știm încă de la Shakespeare, că se practicau și pe alte meleaguri. Categoric. Nu le-am inventat noi. Nu. Și pe acestea le supradimensionăm adeseori. Nu. Noi facem pentru că nu ne așezăm să gândim temeinic soluții. Și cel mai grav este lipsa de curaj în a aborda aceste probleme. Trebuie să aibă, corpul elitelor trebuie să aibă curajul. Elitele intelectuale. Uitați-vă, unde sunt elitele intelectuale în marile dezbateri de idei din societatea românească? Zburdă nepedepsiți politicieni de duzină, iar elitele intelectuale se lamentează. Păi de lamentații este sau de soluții? Și din zona asta lamentațiilor vor apărea acei oameni de curaj? Nu, din lamentații nu vor apărea. Acei oameni de curaj vor apărea posibil prea târziu, posibil când vor trebui să fie un fel de pompieri, nu? Noi avem o elită de tip pompieristic. Casa arde și ne trezim atunci când trebuie să găsim apă și nu avem instrumentele necesare. Da? Nu suntem pregătiți. Și atunci improvizăm încă o dată. Bine, elitele au mare vinovăție. Ar trebui să-și schimbe complet atitudinea față de problemele majore ale societății, să renunțe la acest demofilism pe care noi îl luăm drept declarație de dragoste. Demofilismul este o soluție, o pseudo-soluție, de fapt. Eludează adevărul. Nu de demofilism are nevoie poporul acesta, ci de soluții. Nu de mângâiere pe creștet, ci de capacitatea de a rosti adevărul. Și nu avem. Și nu avem. N-am avut-o nici acum 150 de ani, n-am avut-o nici pe vremea lui Eminescu. Gândiți-vă la destinul lui Eminescu, da? Un subiect care mi-e drag, pentru că îi arată
că, de fapt, din epoca aceasta ne vine un zgomot asfârzitor, o elită politică care și-a consumat energiile în bătălii de duzină, da? Câțiva oameni ies din vălmășagul acesta, din iar marocul acesta românesc, și unii au curajul să spună adevărul. Și Eminescu are curajul să meargă cu adevărul până la capăt. Și destinul lui, viața lui, de fapt, se consumă ca o tragedie într-o societate care nu l-a asimilat. Și nu l-a asimilat pentru forța lui de a rosti adevărul. Acest exemplu cred că ne ajută să mergem mai departe și să vedem că în tot ce este improvizație, acolo unde ar trebui să fie construcție matură, totul întreține o stare de confuzie, o stare de vulnerabilitate și prăbușirile vin ciclic. Ele vin așa la câteva decenii, vin în societatea românească și în toate societățile care nu au curajul de a construi și tergiversează soluțiile. Vorbim de reforme sau vorbim de revoluții? Categoric. Nu, vorbim de reforme. Nu avem vocația revoluției, domnule profesor. Revoluția este despre soluții radicale. Tăiere de capete. Tăiere de capete, da? Dar revoluția noi, franceză. Categoric. Deci o revoluție care a mers până la soluțiile cele mai radicale. Ghilotina. Da? Până la ghilotina, da? Și care a făcut din ghilotină un instrument al dreptății, da? Ea a eliminat elitele vechii societăți franceze, da? Magistrații, preoții. Regele, nobilimea, da? Bun. Franța are vocația revoluției, trebuie să o spunem. În același timp, revoluția industrială din Marea Britanie a fost o soluție, evident, a fost o soluție de tip pragmatic, care n-a mers dinspre politic, spre economic, ci invers. A mers de la gentleman la businessman. Exact. De la gentleman la businessman a fost o evoluție naturală, pentru că societatea engleză, domnule profesor, era reformată și se reforma. Ea a trecut și ea prin momente de criză la mijlocul secolului al XVII-lea, Revoluția Engleză, și acolo au fost cu decapitări, nu? Da? Cu decapitarea regelui. Dar ea și-a construit o paradigmă juridică foarte solidă, înainte de toate. Înainte de toate, deci. Anglia este produsul Magnei Carta Libertatum, pe care a exportat-o în toate locurile pe care le-a evident, și care inclus face, în regat. Și care face ca acest sistem să funcționeze. Și el stă la originea modernității, de fapt. Deci, soluția a pornit de la social, economic, instituțional, spre politic. Și iată că Anglia reușește să mențină acel echilibru și societățile care au îmbrățișat acest model, nu? Revoluția din țările de jos nu a mers tot spre acest tip de paradigmă. Societățile nordice, o parte din societățile centrale europene au reușit să pornească și să străbată o cale firească de la originea lucrurilor spre, hai să zicem, această parte politică a societății. Că dacă revoluțiile sunt doar politice, domnule profesor, am avut o revoluție politică noi în România, cu păstrarea aproape în integrum a vechilor structuri. Acum apare câte cineva și ne spune, eu am făcut, eu am scos pe unii din securitate și am limpezit. Și de fapt, societatea românească este controlată de structurile vechi
cele care au ținut pe loc România, acele instituții oculte. Și acum noi ne întrebăm ciclic, că avem stat paralel, că avem comerț servicii care sunt nu știu de unde, că trăim într-o adevărată paranoie istorică. Vedeți din când în când teme care ne tulbură până când ne iau mințile aproape. State paralele, servicii care lucrează, știu, elemente oculte care... De unde? Din incapacitatea de a găsi soluții ferme și curajoase. De aici vine, din păcatul originar, dacă vreți, acesta este. Viziunea și, mistică de care vorbeați. Și viziunea aceasta mistică și... Educația umilinței. Da, această cultură a umilinței pe care o rostogolim în spațiul public. Uneori îi găsim rădăcini spirituale, o luăm așa ad literam din hai să zicem, spiritualitatea populară, nu din spiritualitatea profund și autentic creștină. La acest proces de modernizare societății românești sunt puține categorii care au vocația să participe cu adevărat. Nu participă elitele ecleziastice, din păcate, nu? Lipsesc din acest joc și elitele din zona juridică, cum foarte bine arată istoria recentă, nu? Care s-au refugiat într-un spațiu al privilegiilor solide și inexpugnabile. Nu? Lipsesc elitele militare din această dezbatere și eu mă întreb unde sunt elitele militare ale acestei țări, dacă ei au fost în stare să ne dea politicieni de tipul lui Nicolae Ciucă. Vă dați seama? Eu am semne, cred, legitime de întrebare cu privire la calitatea acestor elite. Dar ce să spun? Trebuie să recunosc că s-a stisite nici elitele intelectuale nu prea vor să participe la acest proces și sunt mai ușor tentate să accepte regulile jocului făcute de alții și, de fapt, să le reproducă. Să le reproducă ușurința cu care universitățile, spre exemplu, au acceptat compromisul cu elita politică a țării, arată o lipsă de vocație autentic reformatoare din această zonă care a dat reformatori importanți, să nu uităm, cei dinspre elitele intelectuale, nu? Au venit oameni care au făcut o reformă a învățământului cândva în România, o reformă care a făcut din România o putere educațională, nu? O putere educațională. Elitele din zona juridică pe care le-am avut noi în perioada veche, nu? Și pe care le-am acceptat să le desființăm. Creatorul Curții Penale Internaționale a fost un ieșan. Da, da. Vespasian Pela. Vespasian Pela, sigur că da. Deci oameni cu adevărat de mare forță intelectuală, dar și morală, nu? Care au slujit în construirea unui sistem pe care, din păcate, politicienii îl risipesc foarte ușor. Pentru că în politică nu funcționează reguli valorice, domnule profesor. În politică funcționează regulile găștii. Și trebuie să spunem că, mă rog, invocând excepțiile de rigoare, și în vechea Românie găștile au contribuit la destructurare în așa fel încât noi trebuie să o spunem că atunci când sistemul politic liberal românesc a primit lovituri serioase, da, cu Carol al II-lea, cu legionarii, cu Antonescu, da, și apoi comuniștii, deci a fost un serial de lovituri pe care politica
și democrația românească, fragilă cum era, le-a primit, dar totuși un regim democratic în care funcționau niște reguli, toate aceste cedări care vin la distanță foarte scurtă, deci Carol al II-lea în 38, dar în 40 este mareșalul cu legionarii, apoi vin comuniștii în 1944-45. Toate acestea arată că, de fapt, societatea românească era vulnerabilă. Că ceea ce noi numim croială instituțională și croială democratică erau foarte fragile și ele s-au destructurat foarte ușor în confruntarea cu o fel de lovitură de măciucă. Ușurința cu care Carol al II-lea a făcut regulile, așa zis, în cel mai scurt timp, nu? Asociindu-și și o parte a elitelor românești în acest proces de recroire instituțională, nu? La Constituția lui antidemocratică și a contribuit unul din marii juriști ai țării, nu? Din nefericire. Nu am consolidat structurile democratice, cultura democratică și convingerile democratice. Și cred că aceste abilități societatea românească le are din plin astăzi. Așa încât eu spun, sigur, apelând la o formulă poate ușor mistică, așa să ne ferească Dumnezeu de o catastrofă, că nu știu pe unde scoatem capul dintr-o situație încurcată. Avem... Dar noi nu ne pregătim pentru soluții de durată. Noi, de fapt, ne pregătim pentru catastrofe. Domnule profesor Dorin Mihai, mai avem 2 minute din emisiunea de astăzi. Am vorbit de vulnerabilități sau ați argumentat pătura pe care stau aceste vulnerabilități culturale, educaționale, juridice, morale, militare, ecleziastice, universitare. Da. Cu ce gând poate să plece acasă un urmăritor al dezbaterii de astăzi, care nu este neapărat analfabet funcțional, adică poate să... Da. Raționeze cu propria sa gândire și să identifice luminița de la capătul tunelului. Da. Cu gândul de a nu face compromisuri, de a nu face compromisuri în viața ta profesională, cu gândul că... De a nu intra în jocul trădărilor. De a nu intra în jocurile meschine și mediocre, cu gândul că o țară se construiește temeinic pe credință, pe idealuri, pe valori, nu pe noroc, Mesia, a nu se confunda cu Mesia creștin, nu? Pe un mesianism de duzină. Și atunci când el nu intră în jocul trădărilor, dar primește o lovitură de măciucă, capacitatea lui de a mai privi adevărul în față mai funcționează? Sigur. Sigur că este serios vulnerabilizată, ca să folosim un termen pe care l-am evocat astăzi foarte des. Da, el trebuie să știe că a intra în acest joc al pseudo-soluțiilor înseamnă, de fapt, să pregătești societatea pentru cei mai rău. Societatea trebuie pregătită serios pentru normalitate. Nu pentru excepționalitate, nu excepționalismul și nu viziunea aceasta excepționalistă care ne spune dacă va veni un salvator la un moment dat din zona aceasta a excepționalismului mistic și ne va elibera. Nu? Și vedem în succesul de scenă al unui partid care face furoare azi în România, această cultură a excepționalismului de tip mesianic, care de fapt e cea mai proastă soluție pe care o poți pune în practică într-o societate normală. Putem încheia cu concluzia că poate nu e chiar cool să nu privim adevărul în față și că e la fel de cool să nu
intrăm după regulile găștii în modelele astea bazate pe trădare și pe parcare istorică. Eu cred că e cool să ne luăm în serios. Să ne luăm în serios și să nu așteptăm soluții salvatoare prea târziu. Pentru că ele s-ar putea să vină atunci când pun cruce. Mulțumesc pentru participarea la emisiunea din această săptămână, domnule profesor Dorin Mihai. Le spunem telespectatorilor că ne pot reviziona și pe canalele de YouTube și Facebook Apostolului. Sunt Dan Chirleșan și vă doresc să rămâneți sănătoși, educați și cu un apetit pentru a privi adevărul în față.